această seară. Iisus Hristos are putere să te tămăduiască în această seară. Indiferent orice boală cu ce te confrunți, Iisus are putere să-și întinde mâna spre tine, să-ți facă o eliberare totală, să te vindece. Am văzut lucrurile acestea cu ochii mei, m-am rugat pentru cineva care vesteam Evanghelia. În timp ce vesteam Evanghelia, era mai mulțime în fața noastră. Un tânăr de 17 ani cade jos și pe loc își dă duhul și moare. Și oamenii s-au ridicat salvarea și se ridicau câțiva oameni mai tari, mai puternici. A zis, nicio salvare. Ăștia care ne-au provocat să venim aici, ei l-au omorât. Dacă nu îi vei dați viața să se ridice în picioare, și voi veți muri. Eram eu, soția mea, erau frații mei acolo. Vă dați seama, tânărul acela lungit, s-a dezbrăcat cineva de haina lui, am pus pe rea un praf așa de mare, l-am așezat pe haina aceea și oamenii se urcau pe garduri, se urcau pe case să vadă minunea, să vadă dacă există Dumnezeu sau nu există. Prima dată când intrase Evanghelia în ținutul lor, să vedem că și Dumnezeul vostru spune că face minuni. Să vedem ce va face Dumnezeul vostru. Deja persoana aceea tânără ne-a mort aproape 10, 15, 20 de minute. L-am înconjurat și a zis, dacă voi nu veți face, toți veți fi omorâți. Vă vom lua viața. Vă vom străpunge. Unii de groază de frică, pentru că e imposibil să n-ai o frică. Pentru că erau oameni răi, s-au auzit despre ei că oamenii lovesc cu cuțitul fără milă, de sfâșie. Eram în primejdie aceea, primejdie mare. L-am înconjurat toți frații, ne-am pus în genunchi și am strigat la Dumnezeu și am zis, Doamne, știu că ai putere să-i dai viața, dar arată slava să vadă că Tu ești cu noi și noi îi slujim cu adevărat, arată-ne slava că Tu poți să faci miracole. Dar unii erau pe garduri, alții și erau curioși să se uită ce se întâmplă. Și am chemat numele Domnului Iisus Hristos peste trupul muritor. Și stăm aproape 5 minute sau 10 minute și tot strigam și tot strigam. Și dintr-o dată vine puterea Domnului și se deschide ochii Lui. Și deschide gura și vorbește și se ridică în picioare. Și a fost întrebat, ce ai simțit? Ce s-a întâmplat? Cum ai înviat? În timp ce trupul meu era jos, am văzut din cer venit un bulgăr de foc. Și a intrat în trupul meu. Și când a intrat în mine, am deschis ochii. Nici un pic de boală care o avusese mai înainte a fost vindecat pe loc. Asta e Dumnezeul nostru pe care vă vorbim. E un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu care face minuni. Lăudat să fie Domnul. Și ce s-a întâmplat în acea zi? Erau aproape în jur la 100 de oameni care erau curioși să asculte, să vadă. 80 de inși pe loc care ridicat mâna sus și a zis, vrem să încheiem un legământ, să ne întoarcem, să ne pocăim. Și aceia care erau înfuriați spre noi au ridicat mâna sus și l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn. Dumnezeu face minuni. Numai așa poate Dumnezeu să convertească pe mulți. Să vedem minunile Lui, să vedem miracolele Lui. Și pe loc era un frate cu noi care avea bani și a zis, vreau să cumpăr o casă, pe loc să fac o casă de rugăciune. Cât a costat pe vremea aceea 80 de milioane. Și a zis, da, vă dau bani pe loc, pentru că Dumnezeu vă întoarce la mântuire și pe loc deschidem casa de rugăciune și pe loc au deschis o casă de rugăciune. Lăudat să fie Domnul! Ăsta-i Dumnezeul nostru pe care noi îl vestim în această seară. Noi nu vorbim pe vorbi, nu mergem pe vorbi, am văzut realități. Am văzut cu ochii noștri cum Dumnezeu lucrează, frați și surori. E Dumnezeu viu, e adevărat. Lăudat să fie această putere nemaipomenită. Eram plecat într-o misiune. Și pe la 12 noapte vine o soră pe care era în adunare și ajunge la mine acasă, pentru că când ajunge la mine acasă spune, unde e ververaș la 12 noaptea soției mele? Nu e acasă. Copilul meu trage să moară. Te rog frumos, dă-i telefon să se grăbească să vină de unde este el. Primesc telefon de la soția mea, unde ești?
sunt pe drum care vineream la o distanță de 40 de kilometri, veneam de la o noapte de veche și veneam spre casă. Vino mai rapid, că a venit sora cu tare, că copilul ei moare, spre moarte. Când ajung la poarta acelei persoane, era frig, tremurau de frig cu soțul ei. Când a oprit mașina, când s-a uitat la mine, știi ce a zis sora? Gata, copilul meu e vindecat. A avut acea credință. Copilul meu e vindecat. Când am coborât din mașină, m-a dus în casă și prima dată îmi arată pungile cu doctorii, cu injecții, și avea pline pungile. Și a zis, uite, fratele Vervelaș, de la doctori și suntem trimiși acum, că a zis că nu mai este nicio speranță. Și am zis, dar unde e copilul? Du-mă mai rapid, te rog frumos, în camera cealaltă. Când m-am dus în camera respectivă, cealaltă, trupul lui întins, cu un copil de 2-3 anișori care stătea pe pieptul lui, și am constatat și m-am gândit, de ce a luat copilul? Pentru ultimile clipe, să moară cu copilul pe brațele lui. Și era gata să-și dea dur, doar așa făcea. Urma următoarele clipă cu clipă să-și dea Duhul să moară. Am intrat în camera lui, am pus mâna peste mâna lui și fratele peste mâna lui și l-am luat așa cum am putut pe brațele nostru. L-am așezat pe genunchi în numele Domnului Iisus Hristos. Am chemat numele lui Iisus, nu uit, toată viața mea. Am chemat prezența lui Dumnezeu, am chemat puterea Domnului și am întins mâna împreună cu frații. I s-a făcut ungerea spre vindecare. Nici n-am isprăvit de rugăciune până dintr-o dată vine puterea peste și spune, sunt vindecat! Și dintr-o dată, ca un vițel din gras, se ridică în picioare. Și Domnul s-a atins de el. A rămas mama lui surprinsă, tatălui, și țipau și strigau, vai, Dumnezeul nostru trăiește, Dumnezeul nostru trăiește. A fost o mare bucurie în cea seară. Lăudat să fie acest Domn minunat. Că și pe vremea lui Petru, urmăresc faptele apostolilor, urmăresc purtarea apostolilor pe care Dumnezeu făcea miracole cu ei. Și prin harul lui Dumnezeu și noi suntem pe urmele lor. Și noi credem că cum a făcut cu Petru, cum a făcut cu Pavel, cum a făcut cu lucrătorii Domnului, Dumnezeu are în vedere. E același Dumnezeu care nu se schimbă. E același Dumnezeu care poate să vindece. E același Dumnezeu care poate să dea viață. Și noi ne încredem că Dumnezeu are putere în această seară. Voi credeți în acest Iisus adevărat? Voi credeți că El mai face minuni și miracole? Vreți să ne ridicăm în picioare în această seară? Lăudați să fie Domnul! Vă predicăm un Iisus adevărat, un Iisus nu doar bătut pe pereți și pictat cu pictură. Îl avem pe Iisus Hristos în inima noastră. El e viața noastră, e dragostea noastră. L-am primit pe El, am rămas în El, împreună cu El, fiind în El, aduce multe roade și rodul nostru rămâne. Și am constatat că roadele pe care Dumnezeu îi cheamă la mântuire, acelea sunt roadele Domnului, pe care Dumnezeu, prin harul Lui, care a investit în noi, roadele Domnului cresc. Lăudat să fie numele Domnului Iisus! Duhul Sfânt să-și pună mâna peste noi! Prezența Domnului Iisus Hristos să vină peste noi! Dumnezeu, Dumnezeul meu ceresc! Într-o perioadă, acum câteva luni, m-a trecut prin faze multe de încercare. Mari încercări a trecut peste ființă. Meream gata, am zis gata, se termină viața mea. Și Domnul îmi vorbește, nu te teme că vei muri, pentru că mai e mult de lucrat cu ființa ta. Nu mai avem nicio nădejde să tragi că voi trăi. Nădejdea mea era gata, Doamne, până aici s-a sfârșit viața mea. Mi-am isprăvit alergarea, am făcut lucrarea ta, Doamne, acum trebuie să plec acasă. Și Domnul a spus, nu vei pleca, pentru că mai am mult de lucrat. Și mulțumesc lui Dumnezeu, Domnului nostru Iisus Hristos, că încă Dumnezeu mai lucrează. Încă Dumnezeu are putere să pecetuluiască cu putere, să vindece pe cei care sunt căzuți, pe cei care sunt bolnavi, să mântuiască pe cei care sunt pierduți. Și în această seară, ascultă-mă! Nu în fața mea, în fața Domnului care e prezent aici.
El are putere să te cheme la El și să-ți pună mâna Lui peste ființa ta, să te facă un om deosebit, un om cu un caracter dumnezeiesc, un om cu o minte sănătoasă, cu o viață luminată. Asta e datoria Lui. Ca un doctor care pacientul e în fața Lui și e vindecat. Așa vrea Dumnezeu să te vindece. Să-ți vindece starea ta, starea beției, starea poftelor, starea curviei. Dumnezeu vrea să te curățească pe deplin, să devii un om al Lui pe deplin, să fii al Domnului, să-i porți numele. Ascultă-mă, dragule frate, mai purtați numele Domnului în viața voastră? Mai sunteți convinși că l-aveți pe Iisus Hristos în viața voastră? Cine e convins să ridice mâna sus? Cine crede că Iisus Hristos are putere să-L țină tare, să-L ține pe temelia aceasta, să-L ține pe cărarea aceasta, pe drumul acesta și să se întoarcă cu adevărat? Dacă unii din noi încă nu ne-am întors și ne mai apasă și am rămas în urmă, Iisus Hristos are putere să te aducă din nou în față. Iisus Hristos are putere să-ți dea din nou putere și pacea Lui. Dacă simți că ești îndepărtat de Domnul în seara aceasta, cuvântul Lui are putere să rodească în tine. Slăvit să fie Domnul! Vreți să ne rugăm pentru voi? Credeți că rugăciunea tuturor la Dumnezeu are putere să rezolve problema ta? Crezi că Domnul are putere să-ți vindece starea ta? Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Unul din seri sunt chemat de o soră la vreo 7 kilometri de casă de mine și spune: frate Vervelaș, știi pe fratele tău, Nicu? Știu, soră. Nicu e paralizat. Vino, te rog, și roagă-te pentru el. Noi așteptăm sentința să moară. Cum s-a întâmplat? Vino, te rog, că soțul meu e gata să moară. Am urcat în mașină cu câțiva frați, ajung la 7 km la ea, la poartă. Am intrat în casă, când am intrat în camera, el era așezat întins pe un pat, mut, paralizat și fără putere să mai, fără glas. Când am ajuns, am rămas uimit: Doamne, acest frate voinic, puternic, care cânta numele Tău cel sfânt, cântările de laudă spre slava Ta, lui îi plăcea să cânte Domnului, îi plăcea să spună poezii Domnului și dintr-o dată când aud telefonul: vino la fratele tău că a rămas paralizat, e mort! Vino și roagă-te pentru el că soțul meu moare! Când am intrat în casă, l-am văzut întins. Ce să mai discut cu el, că deja el era mut, paralizat, fără putere, tot trupul lui paralizat. M-am dus spre trupul lui împreună cu frați, am scos sticluța cu un de lemn și Duhul Sfânt mi-a spus: unge-l de la cap, unge-l pe mâini, unge trupul lui, unge picioarele lui, unge gleznele lui. Eu am putere în momentul acesta să-l ridic. Am ascultat cuvântul lui, fraților. Slăvit să fie Domnul! Când ești în El, când rămâi în El, El îți vorbește clar. Și mi-a vorbit aceste idei Duhul Sfânt: puneți mâna peste El și eu am în vedere în momentul acesta să mă ating de El. Soția lui era într-un colț, plângea, băieții lui într-un alt colț plângeau și împreună cu frați: veniți lângă mine, vrem să facem această lucrare, ce spune Domnul. M-am dus la el și am început să ung capul lui, am început să ung mâinile lui, am început să ung picioarele lui, am început să ung gleznele lui, picioarele lui. Și Duhul Sfânt mi-a spune: pune mâna peste mâna lui și acum în numele meu ridică-l. Și când am pus mâna peste mâna lui, am zis: în numele lui Iisus Hristos, frate Nicu, ridică-te, căci Iisus Hristos are putere! Aleluia! Ce măreți Dumnezeu meu! Când asculți de El, nu dai de greș niciodată. Când vocea Lui îți vorbește Dumnezeu. Și când am făcut ungerea de la cap și până la picioare, am pus mâna peste mâna Lui și am zis: în numele Lui Iisus Hristos, ridică-te! Și când am pus mâna peste mâna Lui, îl ridicam, vă spun sincer, ca un om, ca un robot, pot să spun. Se ridica trupul Lui, se ridica câte puțin, câte puțin, s-a dat jos și în momentul când s-a dat jos,
a început să-i se deslege limba. A început să vorbească, să spun, sunt vindecat! Toată familia au rămas uimiți! A început soțiile lui să plângă într-o parte, copiii lui într-o parte și spunea, sunt vindecat, sunt vindecat! Spunea, Iisus Hristos este Domnul, pe care de atâta vreme nu mai vorbea. Era mut, paralizat. Iisus Hristos, când se atinge de cineva, devine un om normal și vindecat. Voi credeți că Iisus în această seară mai poate să facă minuni? Voi credeți din toată inima că Iisus Hristos are putere să facă minuni? Predă-ți viața în mâna Lui. Lasă-L pe Iisus, împrietenește-te cu El. Fă-ți rost de o inimă nouă, pocăiește-te! Întoarce-te la acest Iisus pe care vi-L predicăm în această seară. Nu vorbim basme. Ce-am pipăit, ce-am văzut, cu ochii mei vă spun. Astea sunt miracole pe care ochii mei le-a văzut. Sunt lucruri adevărate. Nu-s basme, nu-s povești. Nu-s idei implantate de mintea mea. Ce e direct pe care Dumnezeu m-a trimis. Slăvit să fie Domnul. Și aș vrea să pun o întrebare în această seară. Iubește cineva pe Iisus Hristos în afară de cei care îl iubesc? Ceilalți care sunt aici, are cineva o dorință de iubire pentru Iisus Hristos? Ai vrea tu care ești aici, care încă nu ești predat viața ta, ai o inimă pentru El, vrei să-i dăruiești inima Lui, inima ta în mâna Lui să facă El tot ce vrea cu tine? Pentru cei nepocăiți, dacă ești aici, dacă vrei să fii un om al Lui, că-și despărțiți de El, nu puteți face nimic. Va veni în familia ta, va veni în căminul tău. Când a fost vremea ca soția mea într-o seară să moară, când copiii mei erau trântiți la pat, soția mea s-a gândit în noaptea aceea, n-are rău să mai trăiesc, spunea soția mea. Nu vreau să mai trăiesc. Și-a întins capul pe pernă lângă copii care erau una lângă alta așezat și în momentul când și-a pus capul pe pernă dintr-o dată și-a dat Duhul și-a murit. Am uitat la ea și am zis, Doamne, ce fac acum? M-am dus, o trezesc, deja era moartă. Și-am zis, Doamne, dar ce fac acum? Să chem salvare? Și ce mi-a spus Duhul Sfânt? Simt când Dumnezeu îmi vorbește. Pune mâna pe instrumentul tău și laudă-mă. Doamne, să cânt, să te laud și soția mea e trântită, e moartă? Și Duhul Sfânt mi-a spus, ce ți-am spus? Cântă și laudă-mă, că vreau să-mi proslăvesc numele. Mi-am luat instrumentul și am început să cânt o cântare pe care Domnul mi-a dat în seara aceea. Și cântarea spunea, ce iubești, ce iubești. Și cântam cu toată inima și cu lacrimi brăzdați peste fața mea. În timp ce cântam, Duhul Sfânt îmi spune, lasă instrumentul jos, du-te la soția ta, soția mea este martor aici, și pune-ți mâna peste capul ei, ei voi da viață. Și am lăsat acordeonul și m-am dus la patul ei și mi-am pus mâna. Doamne, Tu mi-ai promis, Tu mi-ai spus ce să fac și am făcut. Vrei să te atingi de ea, Doamne? Și mi-am pus mâna peste ea și m-am rugat, neștiind că va deschide ochii, că se va ridica, dar am mers prin credință că Dumnezeu se va atinge de ea. Și de dimineață am văzut că s-a sculat. Și ce spunea de dimineață? Se zicea la surori, la frați. Ce și s-a întâmplat aseară, surorilor și fraților? Vorbeau cu cei care se întâlneau pe stradă. Aseară eu am murit. Soțul meu și-a pus mâna peste capul meu și am înviat. Pentru că Iisus Hristos trăiește. Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos are putere în această seară. Iisus Hristos are putere să te tămăduiască în această seară. El nu s-a schimbat. El este același ieri și astăzi. Încrede-te în această divinitate, pentru că El e nemaipomenit. Dumnezeul nostru trăiește, nu-i mort. El șade la dreapta Tatălui Său. El mijlocește pentru tine în această seară. Predă-ți viața în mâna Lui și vei vedea că Iisus Hristos îți va schimba viața și purtarea. Repet din nou. Biblia spune, unul, dacă se întoarce la pocăință, cerul se va deschide și o mare sărbătoare în cer. E cineva dintre tineri
dintre tineri, dintre oameni mai în vârstă, care vrea să ridice mâna sus în numele lui Iisus, să se pocăiască. Aleluia! Vino în față, tânărule. Dacă mai e cineva în această seară care vrea să-L primească pe Iisus ca Domn și Mântuitor, vine tânărul acesta și se prăbușește înaintea Domnului și plânge, pentru că Duhul Sfânt s-a atins de el. Așa face Dumnezeu. Așa am făcut și eu când m-am pocăit și m-am întors la pocăință. Dumnezeu a lucrat cu o mare putere și harul lui a fost peste ființa mea. Mai vrea cineva în această seară să ridice mâna sus? Mai vrea cineva să vină în față? Aleluia! Aleluia! Slăbit să fie Domnul! Cerul se deschide în momentul acesta. Plouă din cer, ploaia de binecuvântare! Se deschide cerul la o singură persoană care se convertește. Și totuși Dumnezeu insistă și spune: pocăiește-te! Nu mai sta în lumea aceasta, în întunericul acesta, în blestemul acesta. Lumea aceasta e un blestem, vă spun sincer. Lumea aceasta pe care o trăim e un blestem. Vrei să plece blestemul de la tine? Vino și primește-L pe Iisus Hristos ca Domnul în viața ta. Mai pun o întrebare în această seară. Vrei să vii în față? Vrei să ridici mâna sus și să vii în față? Vrei să vii aici să ne rugăm pentru tine, să-L primești pe Iisus ca Domn, să fii un om binecuvântat, să plece blestemul de la tine, să plece forța întunericului, să plece de la tine blestemul și să vină binecuvântarea lui Dumnezeu peste ființa ta? Lasă-ți inima predată, lasă-ți inima deschisă în această seară. Lasă-L pe Iisus Hristos să intre în viața ta. Lăudat să fie Domnul! Dacă mai ești aici cineva și care ai simțit atingerea Domnului, te rog, nu mai zăbovi, nu mai sta pe loc, pocăiește-te și vină în față și lasă-L pe Dumnezeu să intre în viața ta, ca să devii o făptură nouă, să devii un om binecuvântat, cu o vorbire așa de binecuvântată, cu un caracter binecuvântat, cu o inimă așa de curată. Numai Dumnezeu poate să facă aceasta. Numai Dumnezeu te schimbă, numai Dumnezeu îți dă binecuvântare, slăvit să fie Domnul. Mai încercăm încă o dată să mai vorbim. Mai e cineva în această seară? Poate inima ta bate doar să faci pasul, dar șoapta vrăjmașul vine la tine, nu te pocui acum. Ai timp. În această seară e momentul tău, omule. Întoarce-te în seara aceasta. Vino la El să fii iubit. Să fii salvat, să fii eliberat, să fii iertat, să fii binecuvântat. Lasă-L pe Iisus să modeleze viața ta, familia ta. Și să lucreze Dumnezeu cu o mare autoritate și cu o mare putere. Dacă tânărul acela s-ar fi predat în acea seară, n-ar fi în sicriu. Dacă tânărul acela ar fi predat viața lui, ar fi un om binecuvântat. Ziua de mâine nu va fi a ta. Seara aceasta auzi cuvântul Domnului, predă-ți viața în mâna Domnului. Nu mai rămâne blocat, pentru că Iisus Hristos bate la ușa inimii tale și bate la ușa inimii și spune: iată, eu stau la ușă și bat. Cine deschide inima lui să intru eu la el, voi cina cu el și el cu mine. Mai e cineva în această seară? Iisus abia așteaptă de la tine să ridici mâna sus. Abia așteaptă Iisus Hristos să ridici mâna sus și să te convertești, să vii de bună voie înaintea Domnului. Nu te forțează nimeni, nu te obligă nimeni. Dar că ascultă-mă, tu care ești aici, dacă ești pe plan de mântuire, oriunde te ascunde, oriunde ai face, orice ai face, să nu vii înaintea Domnului. Te urmărește Dumnezeu, pentru că tu ești iubit de El. Nu te forțează, de dragul Lui, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pentru că a dat pe singurul Lui să fie, pentru că oricine crede în El și se pocăiește să fie mântuit. Îmi cer iertare de la voi pentru cei care nu sunteți pocăiți. Cei care sunteți nepocăiți în această seară, vreți din toată inima să ridicați mâna sus, doar să vă văd atâta. O, Doamne, o, Doamne, cât ar fi de mântuit aici? O, Doamne, cât ai vrea să mântuiești în această seară?
Dar vrăjmașul a trecut pe lângă ei și le-a împietrit inima. Despetrește inima lor, Doamne. Vino în ajutorul lor. Deschide cerul în această țară. La Badia de Pinea vor sens. Tu care ai ridicat mâna sus în această seară, nu vrei să întind mâna lui Iisus să vii la El? Mai vrei să mai ridici mâna sus odată? Haleluia! Vrei să vii în față, dragul meu? Cei care au mai ridicat mâna sus, vrei să mai ridicați mâna sus odată, să ne rugăm pentru voi? Vino în față, te rog frumos! Lăsați pe Iisus Hristos să modeleze viața voastră! Lăsați-L pe El să stăpânească viața voastră! Shanamanagadamies! Iisus Hristos este Domnul! Iisus Hristos are vedere să ridice! Să dea tărie, să dea speranță, să dea viață! Aleluia, aleluia! Te rog! Cel care m-a ridicat mâna sus, vino în față, te rog! Nu te opri! Nu te opri, Iisus Hristos! Doar îți vorbește cu glas dulce, cu glas plânt! Întoarce-te la mine! Întoarce-te la Dumnezeu să vină vremuri de îndiorare! Doamne, îți mulțumesc! Că și în final Tu ai bătut la ușa lor! În final Ți-ai întins mâna peste toți aceștia care sunt aici! Știu că mai sunt aici care bate inima lor! Doar să ridice mâna sus, să vină în față! Îți vorbește Iisus Hristos! Vrei să vii în față? Domnul îți face cu mâinile Lui deschise. Nu mai trăi în lume, nu mai trăi în păcat și fără de lege, ci întoarce-te la pocăință. Slăvit să fie Domnul, lăudat să fie numele Lui Iisus. Soră, soră, am nevoie de tine. Aleluia! Cine mai are nevoie de Domnul în această seară? Aleluia! Aleluia, aleluia! Cu grupul cântăm cântarea aceasta. Am nevoie de tine. Aleluia! Am nevoie. Această seară am nevoie de tine, Iisus, o Domnul meu. Toată biserica cântăm, am nevoie de tine, am nevoie de tine. Da, Doamne, am nevoie de tine, oh, am nevoie de tine, Iisus are nevoie de tine, Iisus, o Domnul meu, nimeni nu-i ca Domnul, nimeni nu-i ca tine. Nimeni nu-i ca tine, nimeni nu-i ca tine, da, Doamne, Iisus, o Domnul meu. Cine iubește pe Iisus să ridice mâna. Eu te iubesc, Iisuse. Aleluia! Eu te iubesc, Iisuse. Dacă simți atingerea Lui, vino în față, te rog. Eu te iubesc, Iisuse.
Te voi iubi mereu. Te voi iubi mereu. Am nevoie de tine. Am nevoie de tine. Am nevoie. Nevoie de tine. Duhul Sfânt e peste noi. Și ne mănâncă de abies. Duhul Sfânt cercetează inimile. Am nevoie de tine. Aleluia. Am nevoie. Am nevoie de tine, Iisuse Domnule. Dacă mai ești aici și dacă simți că Domnul îți vorbește, vino, vino la Iisus în această seară. Iisus îți face cu mâna și spune: te iubesc, vreau să te apropii de mine, vreau să ai o inimă nouă. Vreau să mă primești în această seară. Și ne mănâncă dobies. Eli, când vine cineva la pocăință, o, șamănas, îl simte pe Domnul și cercetează Duhul Sfânt. Și ne mănâncă dobies. Dacă mai ești aici cineva, te rog, apropie-te și primește-L pe Iisus Hristos ca Domn. Vino înaintea lui Iisus Hristos, nu amâna, primești comoara. Aleluia, aleluia. Pentru ultimul cuvânt mai pun o întrebare, până să nu încheiem. Mai e cineva în această seară care vrea să vină în față? Ascultă-mă, dragul meu, este ultima chemare. Mai e cineva în această seară? Ridică mâna sus. Predă-ți viața în mâna Domnului. Iisus Hristos va intra în viața ta. E fi un om adevărat. Un om al Lui cu adevărat. Repet încă o dată. Mai e cineva în această seară? Aleluia. Îți spun o întrebare, tinerule. Cum îți este numele? Numele tău cum este? Bogdan. Frate Bogdane, tinerule, tu din dragoste vrei să-L iubești și să te întorci la Dumnezeu? Da. Și câtă vreme ai vrea să te hotărăști să-L iubești pe acest Iisus? Câtă vreme? Cât timp? Toată viața mea. Toată viața ta, cu lacrimi pe obraș, spune toată viața mea. Toți care vin la Domnul Iisus Hristos sunt atrași de El. Cum ți este numele? Cosmin. Cosmin, de bunăvoie, din dragoste, nesilit de nimeni, te-a împins cineva sau vrei din toată inima să te apropii și să-L primești pe Iisus? Nu m-a împins nimeni, vreau eu. Doar tu L-ai primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Duhul Lui să vină peste ființa ta. Mâna Lui să fie peste ființa ta. Ascultă-mă, tinerule. Din toată inima vrei să-L primești pe Iisus ca Domn? Da, toată viața și sunt pe drumul mântuirii. Aleluia, aleluia! În timp că rostește acest cuvânt și cu lacrimi și plânge, pentru că toți care au dat față în față cu Iisus, e posibil să nu fie cercetați și să nu plângă înaintea Domnului. Slăvit să fie numele Lui! Te întreb înaintea Domnului, te-am văzut de prima dată când am intrat în adunare, am văzut că Duhul Sfânt tărea peste tine și te mișca. Vrei cu adevărat să lași pe Duhul Sfânt prezența Lui în viața ta? Da. Și pentru cât timp? Toată viața. Pentru toată viața, Duhul Sfânt să vină peste tine și prezența Lui să o simți în această seară și Duhul Lui să verifice inima ta și Hristos să se atingă de toată suferința ta și durerea ta. Lăudat să fie Domnul. Tinerule care vine prima dată în această seară,
de bună voie și risire de nimeni vrei să-L accepți pe Iisus Hristos? Da. Și câtă vreme? Toată viața. Toată viața, de când a venit aici, doar plânge. Pentru că Iisus Hristos e în viața Lui și a intrat în viața Lui. Pe tânăra aceasta am văzut-o că lăcrimea și plângea înaintea Domnului. Și a venit împinsă de prezența Lui Dumnezeu. În această seară Iisus te-a împins aici. Iisus Hristos te eliberează și te sfințește. Pentru cât timp vrei să-L primești pe Iisus Hristos în viața ta? Cât timp? Toată viața! Aleluia! 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 Da, Doamne, îți mulțumim în această seară. Cu lacrimi în față, pe obraj, spune pentru toată viața. Așa este omul când îl primește pe Iisus Hristos. Tu ai venit a doua oare, al doilea, în această seară. Vrei să te decizi Domnului să-L iubești din toată inima ta? Da. Cât timp, câtă vreme? Toată viața mea, dar toată viața ta. Iisus Hristos îți curățească viața ta și inima ta. În această seară, tânărule, tu de bună voie vei să-L primești pe Iisus ca Domn? Da. Și câtă vreme? Toată viața. Toată viața, slăvit să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul Iisus. Lăudat să fie numele Lui Iisus Hristos. Cele din urmă văd pe aceste tinere care au venit împinși de Dumnezeu. Vreau să spun o întrebare, tânără. Vrei să intre Iisus în viața ta? Și cât timp vrei să lași pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta? Toată viața mea. Toată viața ei. Cu lacrimi. O, Doamne, brațul Tău să fie peste ființă. Tu vrei, tânărul, să-L primești pe Iisus ca Domn în viața ta? Da. Și cât timp, câtă vreme? Pentru toată viața. Toată viața. Aleluia. Pentru toată viața. Aleluia. Abia așteaptă să dea un răspuns că iubește pe Domnul Iisus Hristos ca Domn. Tu, tânărul, în această seară te întreb înaintea martorilor care sunt aici, înaintea Domnului Iisus Hristos, pentru cât timp vrei să-L primești pe Iisus? Toată viața. Indiferent ce va veni peste tine. Aleluia. În cele din urmă a venit și această tânără. Te întreb în această seară, tânără, din toată inima, pentru că văd că lacrimile curg pe obrașul tău. Vrei să-L primești pe Iisus, să-L iubești din toată inima ta? Da. Și cât timp? Toată viața. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Mai pun o întrebare, pentru că asta așa obișnuiesc eu. În ultimile clipe, ar mai fi cineva care să vină în față să ne rugăm pentru el? Ar mai fi cineva care să vină în față să ridice mâna sus și să spună: eu vreau să mă pocăiesc. Duhule Sfinte, întinde-ți mâna ta, Doamne. Slăvit să fie Domnul. Împreună cu lucrătorii Domnului vom veni și ne vom ruga pentru toți aceștia care sunt îngenunchiați. Își vom pune mâinile, frați, în continuare și ne vom ruga. Tată iubit din ceruri, cu toți ne rugăm pentru ei. Duhule Sfinte, în această seară, pune mâna Ta cea sfântă, Doamne. Te rog să binecuvintezi ființa lor, Doamne. Să lași mâna Ta cea bună peste ființa lor. Duhul Tău cel sfânt să coordoneze viața lor. Începând din această seară, Duhule Sfinte, o, șanavanegadavieți! Doamne, îți mulțumim în această seară că Tu ai dat victorie! Ai chemat la mântuire, Doamne! Și vrei să mântuiești pe toți! Îți mulțumesc în această seară, Duhule Sfânt! Slăvesc numele Tău cel Sfânt! Slăvesc sfințenia Ta, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu minunat! Îți mulțumesc în numele Lui Iisus Hristos, mulțumesc! Fratele Ciucuraș va avea un alt cuvânt, ridicați-vă în picioare, rămâneți pe loc înaintea Domnului. Ridicați pe picioare. Auziți, eu am un alt obicei, pentru că e un drum nou. Cântăm cântarea aceea, de astăzi vreau să stau mereu pe calea Ta. Și când cânti cântarea aceasta, faci un legământ cu tine, cu Dumnezeu.
Și cântarea spune: de astăzi vreau să stau mereu pe calea ta și să fac voia ta pentru totdeauna. De astăzi vreau să stau mereu pe calea ta și să fac voia ta pentru totdeauna. Încă o dată mai spunem cu toții: de astăzi vreau să stau mereu pe calea ta și să fac voia ta pentru totdeauna. Aleluia, trăiască numele Domnului. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. În seara aceasta, 12 suflete, pentru că e ceasul 12, uitați. E ceasul 12, 12 suflete le-au primit pe Iisus și iatul a fost piluit de Iisus și în seara aceasta, trăiască numele Domnului. Dar acum o singură întrebare am. Din 12 persoane, noi mâine seară avem botez la Cremon. Pentru că ceea ce ați făcut numai un pas. Dar va trebui să faceți și celălalt pas, care este botezul în apă. Dacă din cei 12 care ați ieșit aici și l-ați primit pe Hristos, dorește cineva să încheie legământul în apă mâine după masă. Mai sus mâna, vreau să ridicați mâna. 1, 2. N-ai suficient-o. Lăuda să fie Domnul. Mai vrea cineva? Pentru că avem botez. Și anunțul ăsta e valabil și pentru voi. Unii dintre voi v-ați predat și sunteți predați. Dacă Duhul Sfânt vă va spune în seara aceasta când o să plecați, dacă înainte de a vă pune pe pernea voastră și voi care nu v-ați predat, să știți tu și tu, Hristos s-a făcut de mare. Dar n-ai avut putere. Și acum eu chem puterea lui Dumnezeu peste voi. Dacă în seara aceasta Duhul Sfânt îți spune la șapte, să-ți va șopti la ureche, ar fi trebuit să ieși afară. Mâine suntem la Cremon și te așteptăm acolo. Încă mai o șansă, n-ați pierdut ultimul tren. Mâine seară la Cremona mai e un tren pentru voi special și pentru tine care nu te-ai predat în seara aceasta. Mai e o șansă. Mâine dimineață suntem la Monza cu fratele Ververan și după masă suntem la Cremona. Deci pentru cei care ați ridicat mâna sus pentru botez, rămâneți, după aceea să stăm de vorbă cu voi. Mai întreb o dată din cei 12. Vrea cineva ca mâine să vină la Cremona să cheie legământul în apă cu Iisus? Vrei și tu? Ridică mâna sus să vadă. Mai este loc. Aleluia, trăiască Domnul. Mai este loc. Tu vrei să faci botez? Mâna sus, tu? Și trebuie să vrea cineva să facă botezul mâine la Cremona. Domnul să te binecuvânteze. Tu? Mai este loc. Dacă Duhul Sfânt îți va spune în seara aceasta, trebuie să faci botez. Fă-te pentru Dumnezeu. Domnul să te binecuvânteze.